Vladislav Constantin este numele meu, artist plastic. Vin din București, membru al Uniunii Artiștilor Plastici și am avut marea bucurie să particip la această tabără care, din punctul meu de vedere, acum la final, a fost de bun augur. În sensul că am prilejul să las aici două lucrări reprezentative pentru zonă și nu doar pentru zonă, ci și pentru caracterul oamenilor din zona aceasta. Întotdeauna, deci am participat la multe tabere, dar mi se pare că aici locul, atât locul, dar și atât oamenii, dar și locul au fost total deosebite față de alte tabere. Deci aș putea să spun că deci n-am părăsit mediul acesta pentru că nu a fost nevoie. Am avut în împrejurim tot ce a trebuit unui pictor pentru a se inspira. Albia râului, muntele, satul, casele, poarta veche cu streașină sau cum se folosește, care este termenul din zonă. Într-un cuvânt, a fost o tabără reușită și mă bucur foarte mult că am participat la acest eveniment, care de fapt s-a constituit un eveniment artistic în zonă. Sper că cei care au participat astăzi la această festivitate să memoreze, să rețină acest lucru ca pe un reper cultural zonal. Mulțumesc foarte mult tuturor celor care au participat și celor care m-au invitat aici și mi-au oferit acest prilej.